Tu ești în videoclip, seamănă cu tine, apari în acest video, sunt doar câteva dintre mesajele tot mai des primite pe rețelele de socializare. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au precizat că aceste mesaje sunt o capcană, iar accesarea linkului poate duce la pierderea accesului la contul de social media sau a datelor bancare. Zilele acestea, mesaje precum seamănă cu tine sau apar în acest videoclip circulă tot mai des pe rețelele de socializare. În spatele mesajului viral se află însă un virus periculos. Dacă le accesează, utilizatorul este direcționat către o pagină falsă de YouTube care nu deschide decât după ce introducem într-o fereastră de Messenger numele și parola contului. Mulți cad în această capcană și devin apoi ținte sigure pentru hackeri. În următorul material vom afla ce înseamnă aceste linkuri capcană și cum funcționează acestea. Dacă accesat, acest link nu duce către clipul promis. În unele variante, linkul respectiv redirecționează către un site de phishing, unde atacatorii culeg datele de autentificare la contul de Facebook al potențialei victime, iar în altele, accesarea linkului poate duce la instalarea de software malițios. În același timp, mesajul va fi transmis către contactele dumneavoastră de pe social media, iar prietenii pe care îi aveți în lista contului vor fi în pericol să cadă în aceeași capcană. De aceea este important, pe lângă evitarea accesării linkurilor, să aveți o soluție de securitate instalată pe dispozitive. În cazul în care se întâmplă să primiți un asemenea mesaj, important este să nu deschideți așa zisul videoclip, fiind suficient să-l ștergeți. În situația în care primim acest mesaj privat pe social media, este indicat să nu accesăm linkul respectiv. Există totuși situații în care se accesează din necunoștință de cauză și atunci vă recomandăm să schimbați imediat parola contului de social media, să vă asigurați că nu sunteți conectat pe contul de social media în locații suspecte, să efectuați scanări ale dispozitivului, să verificați aplicațiile instalate pe dispozitiv pentru a vă asigura că nu au fost adăugate unele noi necunoscute și să verificați setările de confidențialitate pe contul de social media. Așadar, în situația în care primiți pe Facebook Messenger un link asociat mesajelor de tipul seamănă cu tine, este puternic indicat să nu accesați linkul furnizat.